Ok, faza face că acum ceva timp Dana Budeanu a pus la moment, na, a postat și un clip ca toate celelalte. Faza că nu prea sunt de acord cu doar o chestie din ce a zis, restul e amuzant, pentru că, na, cum zice și dânsa, este un clip, este un pamflet, așa că trebuie tratat ca atare și bla bla bla, dar a fost o fază la moment dacă nu a zis ceva de cum naiba, na, se legă oarecum de oameni de genul masculin și la un moment dat zice ceva de Tom Ford. Ciudată chestia să zici de Tom Ford că el este, nu mai știu cum așa știu exact cum a zis, să mă ceva de un fel. Of, ok, ceea ce încerc să zic e că zicea Dana asta Budeanu la un moment dat de Tom Ford că el îi, cum le-am bă, ceva că se îmbracă bine și că cum să se îmbrace bărbații vara cu șlap și cu nu mai știu ce și chestii de așa. Ok, chestia e că bă, mie îmi place Dana Budeanu, e faza că doar cu chestia asta cu Tom Ford, nu chiar nu am fost de acord. Într-un fel, fiind faptul că noi ceilalți care nu avem atâția bani ca Dana Budeanu și ca Tom Ford, așa e faza că noi ne putem îmbrăca cum vrem. Pentru că nu vine frate Tom Ford sau dracu știe cine să-ți spună ție că vei mai restul pe să părți ciorapi sau cum zicea, să-ți arăți picioarele. Cum bărbat nu-și arată niciodată picioarele. Faza e că, ba, își arată un bărbat picioarele pentru că este omenesc și nu-ți zice absolut nimeni nimic ca faza că, cum dracu, că n-ai voie să faci absolut ce vrei tu. Și nu vine Tom Ford să-ți spună ție mâncarea pe masă, cum nici Tom Ford nu poate să-ți spună ție ca om cum să te îmbraci. Așa că, da, nu, vreau să subliniez că nu Tom Ford îți pune mâncarea pe masă, nu Tom Ford îți plătește ție chiria, îți cumpără ție țoale. Mhm. Sau, da, bine, faza e că îmi place Dana Budeanu, nu sunt de acord cu anumite faze, vreau să filmez partea asta și oarecum părerea mea că, mă rog, grămadă de tipi fac, tip și tipe fac, clipuri cu Dana Budeanu, legat de ea, cred că fac mai mult pentru vizualizări, pe mine nu mă interesează. Eu vreau doar să subliniez că ce-o zis ea legat de Tom Ford, bla 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 bla, nu, chiar nu interesează pe nimeni, pentru că, cum am mai zis, nu Tom Ford vine să spună mâncarea, nu vine să spună Tom Ford mâncarea pe masă sau ceva de genul, pentru că ei sunt branșa, breșa, cum dracu zice, chestia asta cu bani. Da, știu că am făcut un căcat la mașină, ce vrei. În fine. Ce am vrut să zic, nu mai știu. Să uită tantea asta la mine. Ok, ce vreau să zic e că ei sunt designeri. Da, Tom Ford să zicem că, de fapt să zicem, își permite să vorbească despre stilurile masculine și chestii din astea, dar el se referă mai mult, scuze. El se referă mai mult la faza că la cei care are, cum zice Budeanu, cașcaval, noi ceilalți care cum să zicem, îi facem la Tom Ford și ceilalți cașcaval, pentru că noi aducem, le aducem lor cașcavalul cumpărându-i parfumul, cumpărându-i nu știu ce. Da. Dar când frate ești ca un lucrător de rând ce lucrează în fabrică sau în dracu știe unde, poți să te îmbraci absolut cum vrei. Mai ales că nu-ți dictează ție nimeni ce și cum
Să faci sau să te îmbraci. Da, cam atât. Bye!